Știm că se apropie sfârșitul anului și sărbătorile adevărate folclorice românești, Crăciunul. Aș vrea dumneavoastră să ne spuneți câteva cuvinte despre planul care îl aveți în anul viitor și să faceți o urare comunității române din Melbourne cu această ocazie. Cu siguranță ambasada intenționează să păstreze același ritm dinamic și aceeași activitate bogată. N-am făcut nicio mențiune până acum despre o componentă importantă a activității noastre, aceea consulară. Deci încercăm să fim la fel de operativi și prompți, așa cum am fost și până acum, în ceea ce privește solicitările de natură consulară ale comunității române și aș vrea să contați pe sprijinul ambasadei și pe eficiența noastră în acest sens. Vom promova în continuare dialogul politic bilateral și relațiile cu comunitatea română și sper ca anul viitor, la sfârșit, să pot raporta un bilanț cel puțin la fel de satisfăcător. Am venit cu multe speranțe și cu mult entuziasm. Să nu credeți că mi le-am pierdut pe parcurs. Cred că pot să spun că m-am ținut de promisiunile pe care vi le-am făcut în urmă cu un an. Atunci mi-am propus să am o relație deschisă și apropiată cu comunitatea română din Australia și sper că nu o să mă contraziceți și o să-mi dați dreptate că am făcut eforturi ca lucrurile să decurgă așa cum mi-am dorit eu și colegii mei. Să ne întâlnim ori de câte ori este posibil, să fim aproape unii de alții, să ne oferim sprijin reciproc. Și o să vă spun câteva dintre evenimentele care au avut loc în cursul acestui an pentru a vă reîmprospăta anumite acțiuni. Am sărbătorit împreună anul Eminescu cu două dintre asociațiile românești din Sydney. Am participat împreună la spectacole frumoase oferite de Teatrul Notara în Australia. Am sărbătorit împreună Ziua Copilului cu Școala Românească Independentă din Sydney și am fi vrut să avem și Școala Românească din Melbourne, care din motive logistice nu a putut participa pe 1 iunie la sărbătoarea noastră. Am participat la alegerile din România împreună și vă mulțumesc tuturor acelor care ați votat și care simțiți că votul dumneavoastră este important și simțiți românește și considerați că aveți un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă în România. Și vă așteptăm peste o săptămână pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale. Un eveniment foarte important a fost cu toți alături de sportivii români la Olimpiadă și nu numai, am avut vizita președintelui României și vă mulțumesc tuturor acelora care ați participat la întâlnirea cu domnul președinte Emil Constantinescu la Casa României. Ne-am întâlnit cu comunitatea română din Adelaide și le mulțumesc pe această cale pentru prezența și pentru sprijinul pe care l-au întotdeauna la acțiunile pe care le organizează ambasada. Ne-am întâlnit cu comunitatea română din Melbourne cu ocazia vizitei mele oficiale în statul Victoria. Mă voi întâlni cu comunitatea română din Perth în două săptămâni și cred că există cele mai bune premise pentru a dezvolta o legătură de suflet pe care am stabilit-o cu dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor acelora care sunteți aici prezenți, mulțumesc tuturor acelora care, neputând fi prezenți, sunt totuși alături de noi. Nu vreau să închei fără a mulțumi doamnei Dorina Bugariu pentru expoziția de pictură pe care ne-a adus-o aici și pe care o să vă rog să o admirați în salonul principal. A fost admirat și ieri în cadrul recepției oficiale cu comunitatea diplomatică din Canberra și să aducem un omagiu înaintașilor noștri care au murit cu milioanele pentru ideea de unitate a României. Și cred că ideea de unitate a românilor este mai actuală acum decât niciodată. Vreau să-l văd pe domnul Pelevaniu, care ne va vorbi despre semnificația Zilei Naționale a României. Dânsul este un veteran de război și un foarte bun român și cu siguranță va avea niște cuvinte deosebit de frumoase de spus. Excelență, domnul ambasador, onorat corp diplomatic, stimați invitați. Epoca contemporană începe cu Marea Unire din 1918, ce marchează intrarea societății românești într-o nouă fază a evoluției sale istorice. România întregită nu a fost mai o Românie mai mare, ci un stat mai democratic. Unirea tuturor provinciilor românești a fost însoțită de elaborarea unor măsuri, reforme democratice, votul universal, reforma agrară, egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, indiferent de etnie, limbă și religie, modificări în domeniul regimului de muncă, etc.,
și consacrate toate sub o formă sau alta în Constituția din martie 1923. În perioada interberică s-au obținut rezultate notabile în dezvoltarea economiei, urbanisticii, a învățământului și culturii, într-o evoluție complexă, din care nu au lipsit greutăți de acomodare, convulsiile și rămânile în urmă în unele privințe. În domeniul relațiilor internaționale, România împărtășea punctul de vedere prin care statele mici și mijlocii pot aduce o contribuție mai însemnată la opera de pace și de securitate. Căderea hotarilor în anul 1940, România fiind complet izolată, poate marca, chiar dacă nu din toate punctele de vedere, începutul celei de-a doua epoci din epoca contemporană, un drum greu, cu mutații politice și social-economice dintre cele mai diferite, cu trecere de la un regim la altul, de care nu au lipsit pericole grave de tot felul și, în fine, efortul pentru a constitui o societate a dreptului și democrației. Elementele din după anul 1989 își așteaptă cercetătorii care cu judecată lucidă să conserveze evenimentele actuale pentru generația ce vine. Trăiască Ziua Națională a României, 1 decembrie. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Richard Schlesinger a dorit să rostească o poezie. Aș dori să-l chem pe domnul Schlesinger la microfon, vă rog. Cu ocazia Sărbătorii Naționale, aș vrea să vă aduc aminte de unul mai cunoscuți poeți români, George Coșbuc. Ți-ai mânat prin veacul turmele pe plai, din stejarul Romei, tu mlădiță ruptă, și-ți cântai amarul din cabal și nai. Dar conflictul fost ai, când te-a dus în luptă, Ștefan și Mihai. Când s-o pune piele și dușmane să cați, spada ta să fie și acum, române, fulger care aprinde, vânt ce rupe blat, și te-a credea purul că vei fi și mâine tare, cum ești azi. Sus ridică-ți fruntea, vrednice popor, că-ți vorbim o limbă și purtăm un nume, toți să avem o țintă și un singur dor. Mândru să se înalțe peste toată lume steagul tricolor.